Începem să ne bazăm un pic și pe investiții. Bun, predominant, cam toate economiile se bazează pe consum, că au populații care consumă, dar există și acea componentă de investiții care pare că mișcă. Sperăm să nu apară, eu știu, derapaje, deficite, să ne facă, cum aveam noi obiceiul, să mai tăiem de la investiții, știi cum se făceau. Și 69% dintre voi, cei care ne urmăriți pe acest canal și care vă uitați frecvent la podcastele noastre, nu ați dat subscribe până acum. Și astea sunt date verificate de către cei de la YouTube și care ne sunt furnizate în timp real, așa că știm acest lucru și știm că dacă ți-a plăcut acest video, vrei să te uiți și în viitor, da? La videouri și mai bune, cu invitați și mai faini, pentru că dacă dai un subscribe astăzi, cu siguranță ne ajuți ca acest canal să devină mai puternic și să avem din ce în ce mai faini invitați, cum este și Cristi Tudorescu, invitatul nostru de astăzi. Cristi, bine ai venit! Salut! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și v-am găsit pe voi din comunitatea The Concept. Mersi foarte mult, Cristi! Cristi este analist financiar și investitor cu background de peste 17 ani la Bursa de Valori București. Este creator al mai multor comunități de investitori, organizează periodic workshop-uri axate pe studii de caz, pe zona de acțiuni, pe piețele românești și internaționale și multe alte lucruri în zona de investiții financiare. Poate că ești un activist al investițiilor financiare. Un pic așa față de ce facem noi aici pe podcastul nostru despre real estate, dar, după cum bine știți, căutăm tot timpul să avem păreri din multiple direcții, așa că Cristi, care este un militant pentru investițiile pe bursele lumii, nu este neapărat un militant împotriva investiției imobiliare, ci din contră îl privește holistic, dar va veni cu percepția lui din zona de investiții financiare ca să ne ajute să vedem unde stau imobiliarele și unde stă în general economia României și a lumii. Un subiect care propun chiar să începem. Cum stă economia lumii și a României în 2024? Și hai să privim un pic și în viitor. Da, pentru a răspunde așa într-un sens mai larg, cred că e important fiecare dintre noi, că suntem în analiză, în consultanță sau investitor propriu-zis, cum ne luăm informațiile și de pe unde le luăm. Pentru că fiecare avem percepțiile noastre, informațiile noastre. Și sunt câteva întrebări mai mari privind anul 2024. De pildă, în mediul internațional, Statele Unite. Va avea sau nu va avea recesiune Statele Unite? O să zic și părerea mea, dar enunț câteva întrebări. Dacă mergem pe ideea că nu va avea recesiune, probabil că ne comportăm într-un anumit fel, acțiuni, imobiliare, ce mai face fiecare ca investiții. Apoi, România, pe un termen mai lung, suntem, eu știu, pe următorii câțiva ani se vor face lucrări de infrastructură, știu că și voi aici le tratați și toate au legătură și cu companii listate la bursă și cu sectoare economice și cu piață rezidențială și cu logistică și cu toate lucrurile. Și cred că e important cum ne filtrăm aceste informații, pentru că putem să le luăm fie într-un mod pozitiv, fie știm că suntem bombardați din diverse surse și online și TV și așa, aoleo, ce probleme este în România, aoleo, ce probleme este în Europa, aoleo, ce probleme este în America, evident că peste tot sunt. Eu, ca să fac așa un rezumat, aș spune așa, probabil Statele Unite la ora aceasta sunt șanse să nu aibă recesiune, deci ăsta e scenariul de bază cu care operează majoritatea investitorilor sau analiștilor, iar practic pe România depinde cum ne punem acest orizont de timp, da? Știu că unele publicații economice chiar făceau un exercițiu, credem despre România că PIB-ul nostru se poate dubla în următorii 10 ani. Chiar ieri mă uitam la podcast cu Mircea Gioana, care spunea că PIB-ul României are șanse ca 10 ani să ajungă la 500 de miliarde. Care nu e atât de mult, pentru că acum este vreo 300 și ceva, 350 aproape. Chiar, eu aș spune chiar peste 500 de miliarde. Și sunt anumite, deci dacă noi ne gândim în 10 ani să se dubleze, ar însemna 7% pe an, că există acea compunere exponențială. 7% pe an în euro poate să însemne cam 4-5% în termen real, că mai ai și acel deflator. Sigur, de aici încep discuțiile și părerile. Și cred că contează foarte mult chiar și ca, eu știu, agenți economici, nu neapărat investitori, așa, consumatori, cetățeni ai. Cum privim evoluția României? Eu am tendința să privesc ceva mai optimist, unii chiar mă încadrează, ești optimistul de serviciu. Dar totuși încerc uneori să mai îmi și dozez, sigur, nu totul e doar optimist. Și tu ce zici? 2024 și următorii 10 ani, ce zici? Care este percepția ta?
Studiez mult, asta analiz, practic, da, asta, da, ca da, să te ocupi, da, analizezi tot timpul. Și dat. Vedem, și nu doar din analize, știi că uneori putem cădea, și eu pot cădea în capcana, de a fi prea mult în cifre sau în tabele sau așa. Ne uităm și în jurul nostru și vedem, există multe, mulți vectori care duc cumva România înapoi, chiar dacă avem tot felul de comentarii, politicul sau alte probleme și păreri. Societatea, anumite orașe, că nu ne plac cum arată XY cartier sau zonă, dar per total, față de acum 10 ani, știm clar că suntem mult mai în față și pe următorii 10 ani am putea, dacă se mențin câteva lucruri, bine, scenariul mare este să nu avem vreun conflict major în zonă, dar să zicem, noi suntem în faza asta de recuperare, începem să ne apropiem ca standard de viață, ba chiar să depășim pe alocuri ce ține de Ungaria, poate și ce ține de Croația. Și aici am mai observat un aspect, sigur l-ai observat și tu. Avem tendința să ne atașăm de o anumită imagine. Dom'le, ce frumos e în Croația la mare. Rezultă, sunt mai dezvoltați. Poate pe alte lucruri nu sunt atât de dezvoltați. Salariul mediu în anumite orașe s-ar putea să fie sub ale unor orașe din România, poate sub Cluj. Și mai e și o chestiune, geografia Croației o pune într-o zonă care este ușor stâncoasă și peisajele sunt mai frumoase. Corect. Peisajele de la Constanța la Mamaia sunt destul de plate, e greu să găsești peisajul munți din Croația și munți, pentru că asta e, atâta ne-a dat Dumnezeu. Exact. E bine și așa. Da. Alte probleme sunt la noi la mare și anume faptul că nu s-a dezvoltat urbanistic corect. Cu asta putem fi de acord, dar nu că litoralul românesc e urât. Da. În esență e diferit, nu e urât. Nu poți să compari mere cu pere. Exact, exact. Da. Sau dacă cineva și-a un anumit, că îi place în Grecia, o anumită, eu știu, insulă sau... Da. Și am mai văzut o discuție, că pețelele la Mamaia sunt foarte mari în comparație cu ce se dă la, în Croația, știi? Dar realitatea este că dacă compari, din nou, mere cu mere, adică același tip de hotel, același număr de stele într-o locație premium, este mult mai scump cu cât mergi mai spre vestul Europei. E absolut clar, dar mă rog, nu vreau să mă declar într-un îndrăgostit de litoral românesc, că nu sunt, dar caut să privesc lucrurile să le balancezi. Echilibrat. Da. Și discuția asta cu autostrăzile. Știm toate planurile, că am trecut și noi de 1000 de kilometri autostrăzi și drumuri expres. Oare în 7-10 ani, nu-mi dau seama, am putea ajunge la 2000, asta înseamnă 100 și ceva de kilometri pe an, 100-150. E destul de realizabil, cam așa arată. Cam aici suntem acum. Da. Sigur că putem să ne luăm, eu am urmărit chiar pe ultimii 2 ani, gradul de încredere când, eu știu, guvernele anunță un anumit target. Pare să fie undeva la 60-70%, adică dacă ei anunță un 150 sau 180, putem să zicem 120, 100, sigur. Deci gradul de încredere, adică dacă... Cât se realizează. Cât se realizează efectiv. Am crezut că dacă oamenii au încredere în guvernanți, ar fi bine să fie 70%. O iau pe criteriu de autostrăzi. Sigur, lumea spune, ne mai trebuie și spitale, ne mai trebuie o grămadă de chestii, școli, dar ăsta poate fi că e vizibil. Și știu că și voi îl tratați și chiar reținusem când am mai avut noi... discuții împreună, chiar harta aceea care arată cum progresează de la o perioadă la alta. Eu am tot timpul comparația asta legată de cât de nemulțumiți sunt oamenii în general, pentru că ai putea spune că românii sunt nemulțumiți, că România nu e acolo unde trebuie. De acord, sunt multe chestii care trebuie rezolvate. Dar întreabă un german, întreabă un francez dacă sunt bucuroși cu situația lor economică sau politică așa mai departe și o să zică eminamente toți că nu se poate mai bine. Deci nu e o chestie românească, este o chestie pur și simplu umană. Oamenii după ce au suferit, după ce au primit ceva pozitiv sau au suferit ceva negativ, evident pe termen scurt sunt fie foarte bucuroși, fie foarte supărați, dar pe termen mediu, creierul, e o chestie de supraviețuire, ajunge să fie într-o zonă de mediu, cam zicem de nota 7, dacă îmi zice și 4, zice ca stări emoționale, ești nevat de 7 și atunci tot timpul găsești și motive de bucurie, și motive de nebucurie, dar în general vrei mai mult. Și de asta oamenii spun, avem autostrăzi, dar lasă-mă că ai văzut ce urât e spitalul ăla. Da, dacă vorbim acum 10 ani, nici autostrăzi nu aveai. Uiți să te bucuri, pentru că ești tot timpul în sistemul ăsta de survival, în care creierul caută să-ți arate ce mai trebuie făcut, pentru că în felul ăsta el își dă semnal, bă, încă mai avem lucruri de făcut, ca să fim bine, e o chestie de supraviețuire. Da. Și ok, nu îmi propun neapărat să dăm un anumit verdict că în 10 ani o să se întâmple X, dar mi se pare important cum ne luăm aceste informații și chiar mă preocupă
cumva gradul de abatere. Așa cum la niște companii de pe bursă, dacă ele își anunță, vrem să creștem cu 30% cifra de afaceri sau profiturile și cresc numai cu 25, cu 20. De fapt, este o superperformanță, dar totuși este bine, nu e atât de, de grav. Ok, piața îi mai sancționează pe cotații, dar de fapt ne facem ne obișnuim să evaluăm aceste promisiuni sau aceste estimări. Deci dacă un guvern, că tot o să avem alegeri anul acesta, va spune pe următorii 4 ani ne propunem ABCD, avem factorul ăla de discount și ajungem cât de cât la un real figures cu care să putem opera. Repet, dacă ne ducem către bursă, înseamnă companii din diverse sectoare, energetic, bancar, ce avem noi pe bursă, medical, etc. Dacă ne ducem spre imobiliar, rezidențial, logistic, putem să folosim aceste informații, cum și voi le faceți în rapoartele voastre. Chiar am citit raportul de pe Q3 și foarte sintetic, bun. Da, recomand. O să mai adăugăm câțiva indicatori. Da. E studiul nostru trimestial este început în 2022 sau 2023, oricum foarte recent, și tot căutăm să îmbunătățim, adică ne-am dat seama că avem acces la date. Oamenii au tendința să gândească și să perceapă lucrurile după cum se simte în ziua respectivă. Da. Și puțin se gândesc, bă, dar stai puțin, oare e reale percepțiile mele sau nu? Și atunci ne-am asumat treaba asta pe termen lung, băi, e o muncă noastră, este neplătită, da? Adică o facem pentru binele pieței și, în general, prosperitatea oamenilor pe care ne urmăresc și ne-am asumat treaba asta pe termen lung. Aici ceva legat de autostrăzi. Tu știi că ne-am întâlnit chiar relativ recent la un eveniment care am tratat subiectul ăsta. Cum vezi România în 10 ani cu acești încă 1000 de kilometri de autostrăzi din punct de vedere economic? Adică pare, de aici așa se vede, pare că converg toate către această țintă super îndrăznață de dublare a PIB-ului sau se poate întâmpla să ne mai hâcuim așa pe Sigur, poate să fie, pentru că nu e o direcție, să zic, lină așa, ca pe un grafic din acela, ca în cărți, dar este o ancoră destul de puternică. Faptul că se mai dezvoltă sau se mai leagă niște centre economice, s-ar ajunge, eu știu, la Cluj mai repede, la Timișoara mai repede, la Iași mai repede. Între Târgu Mureș și Iași mai repede. Exact, da. Și atunci se pot crea inclusiv transport, rute de transport. Știm toate acele că unele au devenit chiar, cum se zice, reportaje TV. Transportul unei mașini de la Mioveni sau de la Craiova până în afara granițelor. E o corvoadă la ora aceasta. Și atunci, și chiar se calcula cât la sută, procentual, 1%, 2%, ceva de genul, se pierde din numărul ăla de ore mai mare. Sigur, avem și discuția cu Schengen-ul, dar hai să zicem că poate ea se reglează, nu se reglează, sigur, da. Într-un an. Martie deja sau avem naval și aerian, pe care mai urmează terestrul la un moment dat. În acest context, cât vor câștiga românii în 10 ani? Te întreb asta pentru că e important, că în imobiliare noi calculăm treaba asta. Da, exact. Totuși calculează la raportul la cât câștigă oamenii. Da, și aici nu am predicția aceea exactă, dar putem folosi estimările ultimilor ani. Salariile românilor au crescut în euro cu, anul trecut a crescut cu vreo 14% sau 16%. În anul anterior nu atât de mult. Deci cred că media a fost oricum peste 10% în euro. Și atunci dacă mai pui încă 5 ani de creșteri de 10% în euro, ai putea spune că e cam 1,6, că e exponențial, față de, sau 1,7 față de momentul actual. Dacă salariile noastre, salariul mediu este undeva 950 mai mult sau mai puțin euro, până în 1000 de euro, deci 1500 prin majoritatea orașelor mari și medii. Știm acea discuție. Asta este media, oricum. Da. Dar ce, unde vreau să spun? Știm că o să avem și situații de 2000-2500. București, de exemplu. Sau Cluj, sau Timișoara, sau Iași. Și o să avem și acea zonă, nu neapărat rurală, urbanul mic, unde e adevărat alte salarii, alt cost al vieții. Dar în medie ne putem. Ce ne ajută foarte mult este că cursul euro stă aproape pe loc. Bine, el se depreciază așa 1%, 2% pe an. BNR-ul ține cât de cât în frâu. Și atunci, de fapt, în euro îți cresc, să zic, în medie veniturile. Știu că discuția și cu acela median, nu avem cifre foarte exacte, dar toate țările au probleme cu salariul median. Că mai observam o chestiune în toate aceste, să zic, dezbateri, că unele sunt formale, ca într-o discuție, altele sunt informale, social media, le știm.
Și tot timpul se aduc contraargumente ca și cum numai la noi e o problemă cu datele. Da, dar nu te-ai gândit la salariul median. Păi da, da, și în Ungaria trebuie să ne uităm la salariul median sau în Polonia. Că și ei au tot așa, media e una, medianul e mai... Părerea mea și eu, o nație de nemulțumiți. Da, 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 ca și cum vedem problema numai la capătul nostru al firului, dar de fapt e și în partea altă. Avem 1000 de kilometri de autostradă, da mă, dar nu mai avem spitale. Avem și spitale, da mă, dar ai văzut că parcul ăla nu e făcut. Avem și parcul. Păi da, dar acolo la trebuie mare... să-l facă. Acolo trebuie să-l facă. La mare ai văzut ce rău e? Da. Mă rog, asta e altă discuție. Zi-mi, te rog, cum interpretăm aceste informații care pentru mediul economiei din România a venit ca, bă, în sfârșit merităm și suntem acolo unde trebuie să fim, și anume că am depășit Portugalia și Ungaria la indicele PIB per capita ajustată la paritatea puterii de cumpărare, da, la PPP. Anul trecut sau acum 2 ani, că de fapt datele erau 2022, am egalat într-adevăr Portugalia și cred că am depășit Ungaria. Practic, cum trebuie interpretat? Poate la prima vedere nu avem această senzație. De ce? Pentru că salariul în România, spuneam, e 950 de euro, în Ungaria e 1000 și un pic. În Portugalia e și mai mult, e 1500, 1000, da, mediu. Și atunci cum se face că suntem? Și de fapt este așa, și PIB-ul nominal, adică atunci când împărțim în dolar sau în euro, Ungaria este cam de 1,25 de ori, 1,25 mai sus, și Portugalia cam 1,5-1,6. Și acum intervine, așa zisul, cost al vieții. Cheltuieli curente, știm că în România, de fapt în Estul Europei, nu sunt niște costuri pe care le ai invest. Nu multă lume stă în chirie. Doi, transportul, parcările în oraș, de-abia acum încep să, eu știu, să fie un cost acolo sau... Costă 5 lei, dacă cineva ne-a mulțumit pe acești 5 lei, vă rog să nu te mai uitați la podcastul nostru. Da, și e vorba de București, sigur, în alte orașe, da, chiar mai puțin, și în Brașov și în toate mai mari. Și practic începem să ne obișnuim și noi, plus acele asigurări care sunt foarte multe prin vestul Europei și la noi încă nu sunt. Sigur, încep să apară și la noi. Și atunci noi avem un cost al vieții ceva mai mic. Și aici vine un contraargument pe care l-am văzut foarte des. Da, dar am intrat eu în retailerul X și am văzut eu că pâinea și carnea și nu știu ce este cât e în Germania. Da, dar poate pe alimentar, într-adevăr, s-ar putea unele lucruri să fie mai scumpe, pentru că la noi sunt niște probleme de producție, logistice. Dar dacă o iei ca buget al cuiva din București, sigur, acum poate fiecare vrea să trăiască cu diverse sume, dar se poate trăi și cu... 1000 de euro, se poate trăi și cu 1500, se poate, adică nu trebuie neapărat, depinde unde e fiecare poziționat, sau 2000 de euro. Deci nu trebuie să, sau în orașele, în urbanul mic, despre care spuneam, s-ar putea acolo să fie suficient 700 de euro, sau 800, sau, mă rog, că e deci, alt. Deci, practic, interpretarea ar fi așa, am depășit PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare, asta înseamnă că suntem mai prosperi în raport cu cât ne costă viața aici în România versus Ungaria versus Portugalia. E un mod de a citi și un altul este dacă în Budapesta îmi trebuie 1250 de euro să fac cam aceleași lucruri cum aș le-aș face cu 1000 de euro în România, în București, mă rog. Și dacă ajustezi la această paritate a puterii de cumpărare, se egalizează. La puterea de cumpărare, se egalizează și noi practic devenim o țară mai prosperă per capita, per om, pe medie, decât Portugalia și Ungaria. Da, da, deci în 2022 eram la egalitate, probabil având o inerție, acum am fi un pic mai sus. Cine ar fi crezut? Da. Dacă ar trăi Franz Josef, ce ar spune? Glumesc. Nu luați asta în cap. ok, bun. Îmi place că o să mai demontăm niște mituri astăzi. Și lui Cristi îi place să demonteze mituri. Uite, am un mit interesant aici. România se depopulează masiv. Da. Știm e că adevărat? Știm că e foarte răspândită ideea aceasta. Inclusiv articole de presă. Mi-aduc aminte că erau niște articole cu câți români pleacă pe minut, pe oră. Da, am văzut și pe asta. Cum stau ei la coadă, la aeroport? Am adică... și că dacă o să rămân singur aici. Așa, deci la aeroport. Acum, eu observam niște lucruri, ele sunt cu o întârziere de 1-2 ani, că până le face INS-ul. Dar acest trend începe să se atenueze. Adică avem plecări din țară, bine, sub diverse forme, că unii încă nu și-au mutat și cetățenia sau stau mai mult de 6 luni pe an sau stau 12 luni pe an, fluxul de emigrare fiind în jurul a 200.000 de persoane, 180.000, 200.000, mă rog. Fluxul de imigrare este și el sau era în jurul a 200.000, compus din
Unii români care încep să se întoarcă, nu am o cifră exactă, dar senzația mea e că măcar 100.000 pe an, plus veniți din alte zone, gen Republica Moldova, care tot o imigrare către România ar fi, plus asiaticii pe care îi vedem în Horeca sau în alte zone. Sigur că despre fiecare putem avea comentariu, că urmează comentariu, păi da, asiaticii nu o să stea mult, că da, da, vin alții. Deci, modifică un pic structura populației, probabil că peste 10 ani, 20 de ani o să arate altfel mixul de populație, ceea ce s-a întâmplat și în alte țări ale Europei, știm foarte bine. Și atunci lucrurile cât de cât s-au mai echilibrat, emigrare versus imigrare. E adevărat că noi avem o problemă cu natalitatea, adică nou născuți minus decese, într-adevăr suntem pe minus și cam toate, sau nu știu dacă majoritatea țărilor europene sunt pe minus. E o problemă generațională, dacă e să o luăm așa. Sau a Europei, da. Exact. Okay, și atunci, deci, și atunci depopularea aceea poate s-a produs într-o anumită măsură, că am văzut și lipsa de a crede sau de încredere în recensământul INS. Bun, poate are și el imperfecțiunile sale, le-am observat unele din ele. Dar totuși, te bazezi că pare că suntem vreo 19 milioane. Acum cum fi 18,5, cum fi 18,3, cum fi 18,8, pe acolo undeva. Și atunci, că și aici era tendința de a număra doar, eu știu că unii s-au mutat temporar, dar cei care vin la noi temporar, păi nu, că o să plece. Ok, până una alta mai stau pe aici. Inclusiv cu ucrainienii, n-am cifre pe ucrainieni, dar cred că și acolo e un flux cât de cât. A, deci poate cifra asta nu includ ucrainienii. Păi da, că e din 2022, cred că, da, sau 21-22, cam acolo erau ultimele prelucrate, ca să le văd un pic mai în detaliu. Deci durează cam un an ca să aflăm de fapt cum am stat. Și posibil să avem o surpriză plăcută în acest an, să vedem că ar fi primul an în care România ar avea mai mulți oameni care vin decât mai mulți oameni care plec. Cred că ăsta a fost 2022. Deja era 2022. Sau 21, 21 sau 22. A, deja am avut un an în care a fost. A fost, da, da, da. Ok. Da, a fost. Probabil vă întrebați de ce pun aceste întrebări, pentru că sunt pentru că sunt indice extrem de importanți pentru piața imobiliară, în care o să intrăm imediat. Veți un pic puțin tică răbdare. Un alt mit, că București se depopulează. Aici pot să răspund și eu, s-a migrat pe Ilfov. Da. Exact, știam și eu asta, dar n-am cifrele exact, cred că voi mai în temă. Dar nu se depopulează, exact. Adică să nu exagerăm. Da. București, din contră, este un magnet de populație, ca și Clujul, dar Clujul, pentru că UAT-ul Cluj nu include și Florești și Baciu, din nou, nu poți să vezi cât de mult a acaparat Clujul, la fel și Timișoara, Oradea, mai nouă atrage populație. În general, orașele mai atrag populație. Unde cred că sunt probleme sau pot fi încă probleme, probabil că se vor atenua sau sunt deja în curs de atenuare, este în zona rurală, să zicem, în zone mai puțin deservite de infrastructură și în orașele acelea mici, da. care la fel nu au beneficiu de a fi în apropierea unei metropole, unui centru economic mare. Pentru că sunt și orașe, de exemplu, cum este inclusiv, nu știu, Pantelimon sau Otopeni, din jurul Bucureștiului, care nu poți zici că sunt orașe mari. Se leagă de București, da. Dar da. Care au dezvoltare economică foarte puternică, da. Da, sunt legate de București. Deci aici este clar. Un alt mit fain, asta am văzut că l-ai scris chiar tu. Știm deja că o să dureze 10-15 ani să facă autostradă, ne prinde pensia până atunci. Da. Cam asta e percepția. Da, aici pe bună dreptate avem percepția asta, că cam așa au fost până acum vreo 2 ani, istoric, știi? Da. Și am avut discuția aceea cu metrou din drumul Taberei. Da. Toată lumea n-a crezut. Toată lumea n-a crezut că se face metrou în drumul Taberei până când nu a văzut că merge. Da. S-a suit în el. Până s-a suit în el. Și de-abia după aia început să crească pe zona imobiliară. Da. Dar aici cred că totuși este clar deja că avem constructori puternici, inclusiv constructori români, cum este UMB. Da? Da. Senzația mea aici este că depindem de prea puțin constructori, adică oarecum i s-au pus în cârcă niște așteptări, da, unui astfel de constructori, setat, ca și era... cum trebuie să facă și în sud, și în Moldova, și în așa, da, și să mai întâmplă lucruri, că am văzut, da, nefericite. Asta e, dar bine ar fi fost la ora asta România să fi avut vreo 3-4 constructori români sau cumva în parteneriate și cu internațional, că normal sunt și din alte Austria, Italia, sau Austria, ce mai. Italia, da. Exact. Turcia parcă. Mm-hmm. Așa. Deci China mai nu. Da, da, da. Inel 2 din centura, nu, Stronsonul 2 din centura București. Și pare că s-a găsit cât de cât o cadență, de aceea revenind un pic la PIB-ul nostru, cel de toate zilele,
Începem să ne bazăm un pic și pe investiții. Bun, predominant, cam toate economiile se bazează pe consum, că au populații care consumă, dar există și acea componentă de investiții care pare că mișcă. Sperăm să nu apară, eu știu, derapaje, deficite, să ne facă, cum aveam noi obiceiul, să mai tăiem de la investiții, știi cum se făceau. Deocamdată, slavă Domnului, se mai învârte roata acolo, se mai facă, știu, cioturi, da. 9 km, 12, 20, 30, se adună. Da, dar între timp se lucrează și la astea mari. Mă uit pe asta la Moldovei, noi lucrăm pe mai multe proiecte în zona Moldovei și bă, se vede mergând de fiecare dată că se mai întâmplă ceva. Se lucrează și noaptea, vezi lumini pe șantiere. Da. Există șanse reale ca până la finalul anului viitor să mergem până... Pe unele. Până la finalul viitor să mergem pe o mare parte. Din da, autostradă. 2025. 2025, da. Să mergem pe mai toată autostrada până la aproape de Suceava. Ar fi extraordinar, vă dați seama ce creștere pentru Moldova între timp, dar nu așteptăm acel moment, deja facem treaba acolo, pentru că am văzut și o chestie faină, se întorc acasă, da, dintre românii din zona Moldovei. Uh-huh. Așa o chestie faină. Bun, acestea fiind zise, acțiuni sau imobiliare? Știu că există această discuție în diverse zone. Eu sunt... Din acțiuni înțelegând piața active. De capital, da, piața da, de capital, financiar. Da, da, da. Eu sunt pe ideea acțiuni și imobiliare. Adică nu am niște argumente clar favorabile doar unei categorii. Chiar dacă eu vin din zona de piață de capital și acțiuni și sunt mai obișnuit cum să le tranzacționez, cum să le analizez, cum să stabilesc anumite estimări de preț, de randament... Cei care sunt mai mult pe imobiliar, cum sunteți voi, și această zonă este, deci plecând de la cele presupuneri despre care spuneam, România se dezvoltă pe câțiva ani. Bun, că da. Poate nu e sectorul X de activitate, e sectorul Y de activitate sau prepondere. Aici trebuie să mergem într-o analiză mai detaliată, dar la modul general se pot face randamente și istoricul ne-a arătat și pe acțiuni și pe imobiliar. Discuțiile acestea de nuanță, că imobiliarul e un pic mai, că e mai ilichid, bun, dar dacă cineva este obișnuit sau a prins mecanismul și lucrurile, de ce nu? Adică nu trebuie puse în contra pondere și plus că există modalități și prin bursă, unele dintre ele, să investești și indirect, plus niște vehicule, unele din care și tu, în care și tu ești implicat, care cumva dau acces și cu sume ceva mai mici, adică nu doar cu sume mari. Și atunci să se dezvolte toate laturile și diversificarea, până la urmă, poate fi în două, trei zone de active. Cel puțin două, trei, să nu zic mai mult. Deci nu ești un militant exclusiv pentru acțiuni sau obligațiuni, ci vezi lucrurile echilibrat. Da. Și zi-mi, tu ai investi în imobiliare în România? Aș investi, până acum nu am investit, ca, eu știu, ceva care să producă cash flow sau return, și probabil că o să iau în considerare niște variante indirecte de a investi. Astfel, diverse vehicule, că sunt vreo 3, cel puțin știu și eu că sunt vreo 3, poate sunt mai multe, chiar și pe bursa de valori sunt câteva. Unul încearcă să fie REIT, bine, nu avem legislația, dar încearcă să împrumute niște caracteristici de genul acesta. Avem și doi dezvoltatori imobiliari mai mari. Sigur, acolo e volatilitate, pentru că nu ține doar de ce face acel dezvoltator, unul dintre ei. Evit nume ca să nu se considere că zic de un dezvoltator sau de altul, dar unul dintre ei a avut recorduri de vânzări și de prevânzări. Doar că piața deocamdată are o anumită reticență. Că stai să mai vedem cu creditele, bine, unii nu iau credit, știm, 60%. Dar până la urmă poți și prin intermediul bursei să accesezi puțin sau o parte din piața imobiliară. Până la urmă, varianta directă să deții fie ceva rezidențial, fie rezidențial cu componentă turistică, Airbnb, și sau cine are o învergură mai mare, biroul logistică, sunt zone în care eu, de exemplu, din afara fenomenului, înțeleg că ratele respective sau când faci anumiți indicatori, există o oportunitate acolo. Sigur, e meseria celor din imobiliare să exploateze și să facă efectiv return-ul respectiv și sunt de acord cu a ceda o parte din
return, adică practic cineva îmi, și eu sunt indirect investitor în anumite vehicule. Da. Practic investești într-o companie care deține active imobiliare sau face dezvoltare imobiliară sau diverse alte formule de alte strategii de investiții imobiliare și prin urmare îți asumi că ca să ajungă să devină un security, să ajungă să devină practic o, un activ financiar, mai există un return pe care să-l păstreze cei care creează acest activ financiar. Da, da. Foarte interesant. Știi că noi vorbim foarte des despre acest indice de accesibilitate sau indice de putere de cumpărare, cum anumim noi în anumite studii, și sunt diverse forme prin care el este calculat, fie împarți prețul mediu metru pătrat la salariul mediu și îți dă un indicator, de exemplu România acum este pe la 1,55, foarte puțin, sau invers, împarți practic salariul mediu. Da. Nu, împarți prețul unui apartament la câte salarii medii ai nevoie și îți dă un număr de ani. Da. Hai să mergem pe ăsta, pentru că știu că ăsta îți place ție, pe ăsta l-ai urmărit. Da. Și avem cifre care spun așa, că un bucureștean, unui bucureștean îi trebuie circa 8 ani ca să cumpere un imobil mediu, valoare medie. Același imobil de valoare medie, suprafață medie, două camere în general, este luat în calcul. În Cluj, un clujean are nevoie de 13 ani ca să-l cumpere? Da, cam așa. Interesting. 13. Da? Un ieșean, 7 ani. Da. Deci, practic, piața din Iași, din punctul de vedere, arată mai accesibil decât piața din București. În schimb, în alte țări din Central Eastern Europe, din CEE, în afara centrului Praga, este o dată pe care ne-ai trimis-o tu, avem aproximativ 5.000 de euro metru pătrat versus cât este în București. Acolo trebuie 17 ani de salariu mediu net al Pragăi. Da. Iar în afara centrului Budapestei, 13-14 ani de salariu mediu. Deci, în mod clar, Bucureștiul, Iașiul și chiar și Clujul sunt clar în zona de jos din punct de vedere Sau cel mult la egalitate, să zic, Cluj cu Budapesta, dacă eu luăm pe criteriul ăsta. Da. Da, clar sunt, dacă compar mai departe cu Germania și mergi mai spre vest, atunci e și mai rău. Dacă, de exemplu, dacă compar cu München, este cale lungă. Deci, practic, asta spune clar că imobiliarea în România sunt ieftine dacă compar cu puterea de cumpărare, veniturile pe fiecare stat în parte. Este un indicator la care tu când investești sau dacă ai investit sau dacă ai vorbit cu un om care investește în imobiliare, el îi spune și îi dau recomandare de cumpără? Știi cum e la bursă? Buy, recommended to buy, recommended to sell. Da. Acum, noi știm din practică că dacă dai o recomandare generală, se pot găsi niște excepții care să contrazică și lumea după aceea se leagă de acea excepție. A, uite ce a zis atunci. Dar în majoritatea cazurilor aș spune că pentru populația din București, locuințele sunt accesibile, nu te pune nimeni să-ți iei imobiliare dacă n-ai chef sau nu-ți trebuie sau nu vrei investițional, adică e bine într-un fel că nu suntem în acea goană, cum spuneți voi, pe ciclurile acelea economice, încă nu suntem în acea goană, astfel încât avem o cerere naturală, lumea care fie vine către capitală sau către suburbii, sau persoanelor sau cuplurilor, familiilor care le cresc veniturile și atunci, în mod natural, vor să schimbe locuința sau să stea într-o locuință mai bună. Și apropo de acești 8, aproximativ 8 ani, putem să facem o paralelă de genul următor. Dacă cineva are venit, hai să spunem, 2000 de euro, cred că fiecare cunoaștem în jurul nostru sau persoane, 1500, 2000, 3000 și așa, să zicem la 2000 de euro, în București sau în Cluj sau în orașe mai mari, mă refer. Când zic 2000 înmulțit cu 100 de luni, 100 de luni înseamnă cam 8 ani, îți 200.000. Deci cineva care are veniturile în jurul a 2000 de euro plus minus se poate gândi la ceva de 200.000. Bun, că de aici încep calculele, dobânzi, credite, dacă și-a cu credit, dacă cât pun, adică asta e mai mult rafinare. Da. Dar eu ce spun este că nu e o problemă că ar fi scumpe activele sau, mă rog, imobilele la modul general. Și practic, ideea generală, eu de fapt de ce urmăresc și indirect, fie că o să investesc sau nu o să investesc sau sub ce formă, de ce urmăresc piața imobiliară? Asta îți dă un barometru și legat de creditare, construcții, materiale de construcție. Adică suntem într-o piață care downside-ul, la care downside-ul nu-l văd atât de mare.
poate să fie un mic downside, cum a fost, eu știu, cu pandemia, cu războiul, bine, a crescut costul materialelor, dar vreau să spun să se sperie lumea dintr-un anumit context, dar pe termen mediu, cred că suntem într-o zonă de ieftin în orașele mari. Sigur, fiecare să-și aleagă zona care îi place, dezvoltatorul care e serios, că și acolo poți avea surprize, chiar știm că unii n-au mai livrat sau livrează. Deci dacă ar fi o bifă pe, dacă ar fi o matrice, cum se cheamă, un indicativ pe bursă care scrie real estate, ai pune recommended to buy. La modul general, dacă aș spune, da, și despre bursa românească, adică acel ETF, da, aș spune, cineva care vrea să-i spună pe 3 ani, pe 5 ani, poate să-l ia pe acela până să se gândească după aia în detaliu ce acțiune, ce așa. Dacă ar fi un ETF de real estate. Da, și dacă ar fi... Ok, this is interesting. Deci dacă vine din partea unui analist financiar acest recommended to buy, este un lucru bun. Tu știi că percepția oamenilor în general despre imobiliare este că trebuie să vină criza. Da. Cred că România trăiește într-o criză emoțională de foarte mult timp. De vreo 30 de ani, așa. Sau dacă mai pui încă 10 din comunism, vreo 40. Cum răspunzi la treaba asta? România nu poate, mă, sigur, să vină o criză. Nu are cum să se întâmple. Da. Cum răspunzi la treaba asta? Pentru că bănesc că des ai discuții. În mai multe feluri. Noi am trecut, și România și lumea, prin diverse crize recente. Pandemia, deci o criză sanitară, o criză energetică, o criză inflaționistă, da? Deci suntem încăliți. Nu mai vorbesc de anii 90 sau 2000, că să zicem, eram poate, de-abia eram în câmpul muncii sau depinde fiecare. Dar crize au mai fost, dacă e să le definim așa. De multe ori am senzația că noi, și nu știu dacă doar în România, mă uit și la titlurile, folosim foarte ușor cuvântul criză și uneori am ideea asta, Doamne ferește, chiar să vină ceva serios, adică poate să vină ceva serios teoretic. Dar astea noi le putem gestiona și am găsit tot timpul oamenii, societatea, politicienii, așa cum sunt ei, de îi criticăm de dimineață până seara, au găsit modalități să putem trece mai departe. La fel și cu imobiliarul. Acest indicator, da, de care spuneam, îmi arată că dacă e să se întâmple ceva rău în imobiliar, mersul în jos nu e atât de mult în jos, adică downside-ul acela. Deci ce se poate întâmpla? Că eu uneori mai folosesc așa proporția aia 80-20%. 80% cred că, dacă spun, bursa va crește pe termen mediu sau imobiliarele vor crește pe termen mediu. Sunt 80% șanse să am dreptate și poate și un 20% șanse să n-am dreptate, adică să nu iau în calcul ceva, un tăvăluc de creșteri de dobânzi, de inflație, de eu știu mai ce. Și chiar și în acel caz nedorit sau să reizbucnească un conflict în est, da? Downside-ul nu e atât de mare pentru că cererea naturală o cam avem acolo, ea există, veniturile bucureștenilor, clujenilor, ieșenilor și chiar constanțeni și Timișoara și așa mai departe, Brașov vedeam chiar o evoluție bună, permit, adică susțin acea cerere, astfel că nu prea are unde să cadă foarte mult. Cel mult se poate amâna, adică dacă eu mi-aș seta un randament pe 2-3 ani, mă aștept ca din imobiliar să câștig X, un risc ar putea fi să se amâne acel randament sau cumva să-l împing mai mult în avans, în timp, dar nu un downside foarte mare. De pildă cum am avut pe alte piețe, le știm, Suedia, UK, Germania, unde clar indicii imobiliari au scăzut pentru că și prețurile erau supraevaluate. E alt gen de piață. Da. Și... Ok. Și în aceste condiții, tu cum ai investi concret? Da. Doar în active financiare sau ai cumpărat și un apartament? Sau ai cumpărat mai multe apartamente? După active financiare, unde stăpânesc chiar mecanismele, cum se face, fie aș cumpăra un apartament după ce mi-aș face acel due diligence sau aș apela la consultanți care să facă acel due diligence, unul sau mai multe apartamente, că acum depinde fiecare. Înțeleg și acea matematică de tipul pui un avans și dacă îl închiriezi trebuie să-ți acopere rata. Și chiar mi-aș lua un pic de marjă de eroare în sensul că pe durata a 3, 5, 7 ani se pot întâmpla diverse lucruri. A fost acum recent, da? Îți crește, dobânda, îți crește rata. Deci să ai un pic de plasă de siguranță.
sau indirect, cum există modalitățile pe care unele ați mai discutat și voi de ele, sau se mai promovează în diverse medii, și cred că e loc și pentru investiție directă și indirectă. Pentru că nu toți, știu că și tu ziceai la un moment dat, eu de exemplu mă gândesc, domnule, dacă aș avea un apartament dat în chirie, cum fac cu property management-ul? Cineva trebuie să se ocupe de property management. Că nu prea mă văd, adică nu cred că îmi place chestia asta. Și atunci cineva, adică delegat. Da? Era vorba aia că dacă nu plătești pentru serviciu sau pentru produs, înseamnă că tu ești serviciu sau produsul. Așa și aici, dacă nu plătești pentru property management, înseamnă că tu ești de fapt property managerul. Da. Ceea ce înseamnă că cumva îți asumi un cost al timpului tău ca să stai să faci povestea. Hai că dacă faci pentru 1, 2, 3 apartamente, e ok. Dar imediat cum depășești această cifră, încep să apară problemele. Și îți dai seama treaba asta de bine atunci când ești seara acasă cu soția și îți sună chiriașul de la apartamentul X că s-a întâmplat ceva. Da, da, da. Știi? Sau și mai rău, te sună vecinii că s-a întâmplat ceva. Și atunci chiar nasoală. Da. Și atunci începi să prețuiești cu adevărat liniștea pe care ți-o dă un property management, care într-adevăr trebuie plătit și care îți scade randamentul după aceea. Deci imobiliarele per se ca randament din închiriere nu sunt extraordinar atractive. Chiar nu sunt. Da, 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 da. Ele pot fi atractive mai degrabă din creșterea de capital, adică din aprecierea valorii în timp. Și cum spuneai și tu mai devreme, el acum fiind realmente raportat la cât câștigă românii ieftine, te poți aștepta într-un orizont rezonabil ca ele să își majoreze semnificativ valoare. Cât? Rămâne de văzut. Eu am pariat pe o creștere de ce puțin 2x în următorii 5 ani. Nu pentru că ne dorim noi acest lucru, ci pentru că așa este natura umană și pentru că s-a dovedit și în trecut, în alte cicluri imobiliare, și pentru că, foarte important, cererea are potențială în această zonă este foarte mare în raport cu cât de greu se construiește. Da, știi că atunci când ai un puseu de cerere pe un segment, oferta rămâne în alte piețe, de exemplu, să spunem piața de snacks-uri, da? Dacă ai puseu de cerere de snacks-uri, imediat fabrice de snacks-uri încep să producă și foarte rapid se egalizează, știi? Piețe mature, piețe veche, cu stocuri consistente și cu producție destul de rapid. În imobiliare, dacă ai un puseu de cerere, să zice că românii își dau seama că câștigă bine, se creează un val. Da. Cer să vorbească pozitiv despre piață și mai departe. Din ce în ce mai mulți zic că, bă, am bani să cumpăr ceva, o garsonieră. Și după aia trezești foarte rapid că stai puțin, că nu mai sunt garsoniere. Da? Și ca să te-ai pus să faci garsoniere, ți-ai vreo 3 ani. Pentru că de când cumperi terenul, până când autorizezi, până când e constructor, până când se construiește, până când recepționezi, până când obții utilități și așa mai departe, trec 3 ani. Ei, în ăștia 3 ani îți poți imagina ce se mai întâmplă. Dacă în continuare este alimentată această spirală a cererii, prețurile o iau razna. Și asta s-a întâmplat deja. Adică nu vorbesc prostii. S-a întâmplat între 2004 și 2008 în România și se întâmplă de sute de ani în alte țări. O ciclicitate de tipul ăsta. Cam pe la 18 ani este acest ciclu și de primul deja am trecut. S-a terminat în 2014, cred. Da. Și am intrat acum în al doilea. Suntem undeva pe la jumătate, pe la jumătatea lui și ar urma, conform datelor istorice, o astfel de perioadă a ciclului în care prețurile cresc accelerat. Deci, practic, acolo ar fi câștigul cu adevărat. Pentru că, altfel, dacă te iei doar după închiriere, e mult mai rentabil să investești pe active financiare. Real, adică ai poți o dobândă clară la... sau dividende. Da. Sau ori dividende, ori dobândă la obligațiuni, lucrurile sunt mai simple, nu te faci property management și așa mai departe, știi? Desigur, dacă înțelegi acest tip de investiții... Da, și mai faci o analiză de gradul 2... Pentru că și la obligațiuni știm că unul dintre, chiar era informația aceea și sigur știți și voi, că unul dintre dezvoltatorii din Brașov are niște probleme sau a avut. Da. Deci dacă aveai obligațiune acolo, nu prea era bine. Da. Și trebuie făcut acel due diligence și financiar. Ok, poate ca investitor pe bursă, eu n-am timp să intru și în partea lor legală. Cum fac eu este că îmi stabilesc niște indicatori financiari. Să nu depășească X%, să nu fie îndatorat peste un anumit sau 50, 60 sau 70%. Acela care a avut probleme, înțeleg, sau am văzut din cifre publice că avea datorii mai mari decât ar fi cât de cât așa de bun simț, fără să fii specialist neapărat în piața imobiliară. Și atunci, într-adevăr, e mai ușor, chiar și ca accesibilitate sau apăsat pe butoane, da? Acțiuni, ETF-uri, dividende, titluri de stat, că știm clar că și românii s-au îndreptat din ce în ce mai mult și către titluri de stat, după care... Ca diversificare, adică din zona din care vin eu, imobiliarul aș vedea ca o diversificare. Pentru cineva care vine din imobiliare, poate
bursă sau am auzit chiar la unele persoane se ducă către a investi în mici startup-uri, le sprijine, bine, un risc ceva mai mare acolo, o diversificare de paletă investițională. Bun. 2024 știi că este un an al alegerilor. Da. Te duci la vot? Da. De 4 ori? Da, cred că de câte ori am avut dreptul să votez, o singură dată nu eram în țară și n-am votat sau nu știu, eram plecat. Dar în rest, tot timpul, nu contează ce, găsesc eu pe cine din lista aia, aleg ceva. Avem 4 runde de alegeri. Avem europarlamentare, locale, parlamentare ale României și prezidențiale. Cu cine votezi? Cu mintea mea. Nu cu ce, cu cine. Da. Nu trebuie să răspunzi, este ok. Știu că nu. Zi-mi în 2024, dacă tu vezi că aceste alegeri poate să afecteze cumva sistemic economia României și clasele de active, atât cele pe care tu le reprezinți, cele financiare, cât și cele imobiliare. Poate în 2024 nu, pentru că se evită să se ia anumite măsuri. Criteriul nostru fiind aici, ne uităm la acel deficit bugetar din PIB. În mod normal, România ar fi trebuit de pe la 6% din PIB și 5% din PIB să se ducă spre un 3%, doar că nu reușește. Adică, cumva ne alimentăm aici, din perspectiva politicienilor, alimentează cumva focul acesta un pic mognit al deficitului, care nu prea e lăsat să se ducă spre 3%, că nu se reduc cheltuieli, că nu se eficientizează, adică știm discuțiile, nu mai le reluăm. Și atunci aici ar putea fi un oarecare risc, dar riscul mai degrabă l-aș muta către 2025, adică să nu se ia niște măsuri care ar fi impopulare în 2024, dar creștere de taxe, dacă ar fi, să le vedem în 2025. Le-am văzut acum pe final de 2023 și pe început de 2024, dar probabil 12 luni sau 11 luni vom fi așa un pic feriți de partea asta de creștere de taxe, dar în 2025 să se mai întâmple niște majorări. Nu știu exact pe ce segmente, că de obicei pare că orice guvern propune vreo 10, 12, 15 măsuri, vede în ce zonă se țipă mai tare, mai atenuează ceva și până la urmă ia 5 măsuri. Cam așa a făcut și data trecută și probabil că o să facă și în 2025. Deci aici aș vedea un risc, dar transmiterea imediată nu o văd, adică nu ăsta ar fi singurul criteriu care să îmi spună o să scadă bursa sau o să scadă imobiliarele. Nu. Ca să se întâmple o scădere, ar trebui să concure mai mulți factori. De pildă, dacă SUA chiar ar intra în recesiune, ziceam la începutul discuției că scenariul de bază ar fi că nu intră. Dar dacă peste un an, să zicem, vedem că, sau ei văd că se intră într-o recesiune, pot apărea niște probleme. Europa deja e un pic pe muchie, Germania a avut un pic de scădere de PIB în câteva trimestre și asta cumva o mică spirală de aceasta care să preseze, să mai scadă bursa. Imobiliarele, știi că de multe ori este imperceptibil. Dacă, să spunem, un preț mediu într-un oraș este 1600 de euro sau 1700, bun, și dacă scade cu 3%, ne dăm noi seama sau înseamnă că a scăzut piața sau cum, prețul mă refer. Că așa numărul de tranzacții știm că a scăzut. Deci, cred că imperceptibilă ar fi o eventuală scădere a prețurilor în orașele mai mari. Sigur, vedem discrepanța aceea pe imobiliar unde Clujul are un preț mai mare. Știu că l-am dat, ați făcut și voi niște materiale care să explice un pic. Așa privit din afară, nu-mi dau seama exact, ok, piața de acolo, IT-ul de acolo, oportunitățile de acolo, pare că acestea mențin un preț ceva mai sus. Deci dacă ar fi să scadă poate niște prețuri pe metru pătrat, m-aș gândi prima dată la Cluj, dar în rest, pe la celelalte orașe, top 10, top 7, 8, 10, nu văd un downside foarte, foarte deci mare. Deci nu vezi niște corecții ale prețurilor. Deci chiar și aceste taxe potențial merite în 2025 încă o dată, da. Nu vezi nici asta ca un pericol sistemic pentru activele financiare și imobiliare. Nu neapărat. Poate să vadă în inflație, să ne încurce ca drept consumator sau antreprenor sau freelancer, sau aici ne poate încurca treaba asta, dar nu ceva care să dărâme o întreagă piață sau să afecteze, eu știu, bursa sau imobiliarul sau altceva. Dar din punctul de vedere, crezi că aceste mări de taxe în moment oportun? Îți spun părerea mea, acum aș putea spui, mă pus contra aici, chiar te rog, și vă rog și voi dacă aveți comentarii pe tema asta, lăsați în comentarii. Eu cred că era cazul.
senzația mea și a multor oameni și din realiste și din alte sectoare este că România era paradis fiscal sau aproape paradis fiscal. E, o țară în care se dorește și infrastructura la nivel înalt și, mă refer la asta mare, transport, și infrastructură energetică foarte bine pusă la punct, și infrastructură de locuire, spitale, parcuri, școli și așa mai departe, la cel mai înalt nivel, ca în Germania. Și la același timp, cele mai mici taxe din Europa sau printre cele mai mici, până nu prea dă, nu știu. Da. Poate că există un model, barnam, dar eu nu-l văd. Da. Zi-mi părerea tot, te rog. Da, nu se legau. Eu vedeam, până să ajung la imobiliar, vedeam în, la orice firmă, fie că și micro-întreprindere, IMM sau compania de pe bursă. Acum câțiva ani, ține minte, a scăzut impozitul pe dividende, era 5%. Eu nu mi-aduc aminte ca cineva din mediul economic să fi cerut, adică să fi făcut vreo studiu, domne, să scădem la 5%. S-a decis la un moment dat, probabil că au vrut să se încurajeze nu știu, IMM-uri sau diverse forme. Eu care... mi-aduc aminte că această decizie a fost luată după ce s-au consultat, mă rog, mai mulți analiști, și au dat seama că multe profituri se duceau prin paradisuri fiscale. Să le declare, te referi. Și facturau din alte companii din afara țării și atunci, pentru că aveau taxări mai bune, da? Și atunci, ca să evite astfel de practici, au zis, ok, scădem impozitul pe dividende, care nici acum la 8%, cred că este, nu 8. E mare. Da, adică, da. Față de alte țări. Exact, da. Deci, oricum, era clar că se revine pe anumite praguri. Apoi, excepțiile acelea, contribuții de asigurări de sănătate, CAS la unele sectoare sau parțial, da? Și impozit pe venit, anumite scutiri. Și aici aveam exemple din IT, din agricultură, din industria alimentară, din construcții. Construcții, da. Era clar că ele nu poate să fie pe un termen prea lung. Deci a fost un populism la vremurile, la, în anii respectiv, 2018, 2019, 2020. Era clar că la un moment dat se reversează. Și de obicei se reversează exact când vedem că nu ne putem încadra cu toate. Vrem și deficit 3-4%. Vrem și infrastructură, vrem... Sigur, un cetățean, sau eu dacă mă pun în postura cetățeanului mediu, aș spune, păi da, dar să reducă, eu știu, pensiile speciale sau să reducă... Bun, există o anumită rigiditate, că aceea e o rigiditate sistemică, adică putem, sau poate să nu ne placă, să nu ne convină să o comentăm, dar cam așa s-a întâmplat, nu s-a reușit foarte mult. Apoi, se încearcă un pic cu lupta aceasta contra evaziunii, să vedem ce o mai ieși în timp, dar până la urmă era clar că trebuie readuse sau reversate anumite facilități. Poate nu brusc, că ce nu a plăcut este că a fost de pe la 2-3 luni distanță, adică se putea da un anumit interval de timp, dar era clar că se mai cresc un pic taxele, pentru că, mă rog, ne place, nu ne place, nu putem avea numai o parte a ecuației, adică doar taxe scăzute și apoi să cerem pe partea cealaltă. Presiunea mai este că sunt binevenite. Adică este nevoie să ne aliniem dacă și bine. Noi. Da, poate fi binevenite sau erau de așteptat. Poate nu ne plac, adică când faci un calcul, zici, mă, nu-mi place. Dar nu mă surprinde, nu mă surprinde, cam asta cuvântul. Care sunt greșelile, în opinia ta, pe care le putem evita în 2024 în materie de investiții în general? Adică poți să te apleci pe subiectul pe care să te prinzi și mai bine, dar poți să putem să mergem și în general și către listei și către alte tipuri de investiții. Da, cred că un gen de eroare pe care teoretic oricine îl poate face și aici trebuie să ne calibrăm, că de asta propun să analizez și așa, este ori să fim prea fricoși. Chiar vorbeam acum câtva timp cu un amic dintr-un alt sector, mă rog, business propriu, și spunea, cred că m-am expus prea puțin la risc anul trecut. Adică toate creșterile astea, acțiunile în general și în America au crescut și în România au crescut. Unele, sigur, criptomonede, nu sunt eu specializat pe asta, dar și acolo a fost o revenire și în general nu recomand să se bage cineva unde nu înțelege măcar mecanismul din spate, nu neapărat să analizezi grafice, măcar ideea din spate, și deocată pe criptoactive nu stăpânesc toate corelațiile. Dar oricum pe acțiune era bine anul trecut să ții riscuri mai mari. Acum, după un an foarte bun, că am avut creșteri de indici în România 30%, peste 30%, poate nu o să mai fie atât de frumos, că e greu să ai 2 ani consecutivi. Și atunci o atitudine oarecum balansată, dar să nu cădem în partea cealaltă, să spunem
stăm numai pe titluri de stat, numai în depozite, numai... Și asta se aplică aproape în orice tip de investiție, pentru că dacă cineva își face un calcul pe imobiliar, probabil s-ar gândi așa, presupunând că și ia cu credit, fie că nu-și permite, fie că e mai eficient. Da, să zicem că ai și componenta asta de credit. Tendința dobânzilor e ușoară de scădere, nu e o scădere atât de accelerată pe cât poate ar vrea cumpărătorii, dar e o mică scădere și atunci când îți pui acolo un model și pui o rată de 5,7, 5,9, știu că sunt ratele acelea pe câțiva ani fixe, și eventual peste vreo 3 ani dobânzile deja să fi scăzut până la momentul respectiv, atunci ai spune și un activ imobiliar la care poți să-i controlezi cash flow, adică să înțelegi chiriașul va fi chiriaș, se cere aici, adică nu cred, aici e mai mult zona voastră, dar zic așa ca idee, nu cred că e bine să faci niște pariuri că eu cred că în suburbia cu tare sau în câmpul, nu știu care, o să se facă un mall peste nu știu câți ani, că nu știi cum se făceau în 2006-2007-2008 pariurile acestea pe un termen foarte lung. Nu, pe active unde deja vezi că revenind la acțiuni, ok, avem și acțiunile acelea mari la care se poate proiecta un dividend, cam știi cât o să dea hidroelectrica, cam știi aproximativ Petrom cât o să dea și poți să faci un pic de pariuri, zona aceea 2, adică piața aero sau companii medii, chiar și de pe piața principală, la care să spui că ai un pic de upside, dar poate să fie și riscul că dacă nu apreciezi bine sau te dezamăgește acea companie, poți să ai și scăderi. Deci regula generală să nu se ducă investitorii prea, să fie prea fricoși, adică să se ducă prea în low risk sau low return, să fie așa un average, mediu, o rentabilitate medie. Și asta ar fi prima greșeală pe care să o evităm. Da. Care ar fi o altă? Cred că are legătură cumva cu prima. Genul ăsta de informații depinde fiecare pe ce canale, că fac așa o paranteză, dacă cineva este specializat pe tehnologie sau companii de IT sau lucrează în IT și acolo îți iei un anumit gen de informații, unele țin de local sau România, altele țin de internațional, dar din nou ține acea, nu știu, calibrare până la urmă, da? Să nu fii foarte prudent sau pesimist, pentru că ceea ce am vorbit noi pe întreaga discuție, se depopulează România, în ghilimele, adică tot acel negativism, dacă tu ești alimentat cu acel negativism, ba chiar îl crezi, nu o să faci nicio... O să... Da, știi, aici eu am observat o chestie. Cineva care nu investește, nici nu-și dă seama peste 2-3 ani că de fapt a pierdut oportunitatea. Nu știu că... Adică e ca și cum nu mai stă să se gândească, a, trebuia cu 2 ani să cumpăr, nu știu ce, sau să gândesc așa. Nu, e trecută. Și cam așa. Deci, practic, să se uite mai degrabă la date. Da. Da. Și dacă ești pe IT, te uiți pe IT. A, unde e într-adevăr o problemă, un sector cu probleme și îl știm anul trecut, a fost agricultura. Acolo nu am chiar toate laturile așa, dar înțeleg că totuși guvernul sau guvernele din Estul Europei puteau să facă mai mult în a limita efectul acesta că au fost import masiv de cereale sau tranzit de cereale înspre Ucraina și a scăzut foarte mult prețul multor culturi, astfel încât la vreo 2-3 emitenți de pe bursă, că se vede în rezultatele financiare, ei sunt pe pierdere netă. Poate acolo lucrurile puteau fi gestionate mai bine, așa, la nivel general, ca sector. Dar așa, în afară de 1-2 sectoare, unde chiar au fost lăsate așa cam deoparte, majoritatea au evoluat acceptabil. Unele foarte bine, dar măcar acolo, în linie cu toată economia. Cristi, ne apropiem de final. A fost o discuție foarte faină. Înainte de a trece în chestionarul de Concept 7, de care știi deja că te-ai uitat la podcastul nostru, te-aș întreba așa de final o predicție pentru România următorilor 5 ani. Pe scurt. Ca un fel de concluzie a discuției noastre. Da. Cred că peste 5 ani salariile medii vor fi cu 50% mai mari, aș zice chiar cu 60% mai mari, în euro mă refer. Și ca să păstrăm așa ce am mai discutat, ar însemna
ca față de momentul actual, să se mai facă măcar 500 de kilometri de autostradă și drumuri expres. Da? Repet, on the safe side, zic, 500, poate fi 6, 7 sau mai mult. Practic, mai multe centre economice, și chiar observam un pic de, le număram așa pe hartă, poate acum 10-15 ani vorbeam de 3-4 orașe motor, acum poate vorbim de 8, 10, 12, depinde cum le numărăm, poate peste câțiva ani vorbim de 15 reședințe. Și o granularizare așa. Da. Adică ceva ce ai putea să faci, să dezvolți poate și în Bacău, și în Suceava, cum ați mai zis voi, și în Târgu Mureș, și în bine, Arad, să zicem, Oradea deja erau, dar să fie mai multe zone în care să ai ce să faci, ca business opportunități, profesional, cultural, nu știu, social și așa mai departe. Cam așa. Deci, ceva mai bine dacă vrem să vedem această latură. Sigur, dacă o dăm pe cealaltă, că de fapt o să mai crească prețurile între timp, da, e o inflație normală care se vede pe ani de zile în toate țările. Mulțumim, Cristi. Hai să intrăm în chestionarul de concept șatuie, care e zona noastră amuzantă. Dacă bunica ta te întreabă următor lucru, cu ce te ocupi? Ce ai răspunde? Mă ocup cu investiții. Ce să le mai iau? Da. Da. Adică pui un ban și face pui și face mai mulți pui. Aha. Cam așa. Și cu asta te ocupi, să pui bani ca să fac mai mulți pui? Da. Pentru tine sau pentru alții? Și pentru mine și îi consiliez și pe alții. Ce înseamnă că îi consiliez, Mike? Adică îi le spun cum să facă. Aha. Le spui cum să facă banilor mai mulți pui. Da, banilor mai mulți pui, da. Deci și paznic la pui. Ceva de genul, dar până să facă ei banii și pui respectiv, îl mai întreb un pic, cam ca la doctor, cam cum vezi obiectivele tale, ce... Cum se simte? Da, ai niște, întrevezi niște probleme, cam de la ce scădere ale puiilor ăstora de care vorbim, începi un pic să fii stresat noaptea, să nu dormi, cam de la cât? Și sunt unii care zic mai mult, mai puțin, și în funcție de alea, să-și adapteze ei ce fac ei acolo. Deci un fel de, cum ar spune bunica mea, analiză de risc. Da. O bunică foarte avansată, am înțeles. Da. Ce sfaturi, ai copii? Nu. Dacă ai avea, ce sfaturi le-ai da sau ai da copilul tău care vrea să facă o investiție imobiliară? O investiție imobiliară, probabil că asta depinde un pic și de vârstă, pentru că, da, ok, adică încerc să-mi particularizez un pic la nivel de vârstă. Deci vine copilul tău, agetul la ce vârstă vrei, să spună, tati, vreau să fac o investiție imobiliară, am auzit că e bine, ce răspunzi? Ce sfaturi le-ai da? Dacă este înainte de vârsta de 18 ani, aș spune că putem să facem împreună, pentru că și legal s-ar face cumva împreună. Un alt sfat aș spune să fie în alte grupuri de prieteni sau de oameni în care să afle, să pună întrebări. Și probabil l-aș încuraja în sensul, cred că ideea ta e bună, uite, ia-ți și, bine, depinde de vârstă, dacă s-ar documenta, adică să citească, astfel încât să-și facă propria, să intre mai mult în analiza respectivă. Dacă ar fi copil, dar cumva la vârsta matură sau da, 20 și ceva, bine, acum depinde dacă ar avea el sursele respective ca chiar să facă acea investiție sau probabil că am face-o tot împreună ca familie, iar treptat să o preia el, ceva, să se ocupe de închiriere, să vadă cum se întâmplă efectiv lucrurile, dacă suntem în zona asta de imobiliar. Ok. Dar dacă bunica ta vine și spune, vreau să fac o investiție imobiliară, maică, ce mă consiliezi? Probabil n-ar folosi cuvintele astea. Probabil ar spune, vreau și eu să iau o casă, că o uite... O bucată de pământ. Ce îi spune? Ce sfaturi ai dat? Da. Eu știu ce ea spune bunicii tale. Ea spune să se uite la podcastul de concept. Am înțeles. Deci bunica are și YouTube, are și laptop, are și exact, telefon. Exact. De... Așa. Dar i-aș pune în vedere anumite lucruri. Maică, o să te poți ocupa de terenul ăla? Adică dacă îți iei teren, poți să... Și zic, maică, da, vreau să fac blocuri. Am înțeles. Din nou o bunică foarte avansată. Mă, nu știu unde le găsești tu bunicile astea.
Am înțeles. Dar oricum, deja bunica are mai multe răspunsuri decât... Decât așteptai, nu? Decât i-aș fi... Dacă ajungi deja la blocuri, da. Ok, Cristi. Deci îi spune, practic, ai întrebat-o dacă ar avea timp să se ocupe de property manager. Da, și chiar, chiar forța, adică chef fizic, da. Sau... Na, și dacă îi spune da, îi spune ok, mergi înainte. Da, și dacă îi spune nu? Că nu are. Să se mai gândească. Să se mai gândească un pic. Da, da, da. Bine. Să se mai gândească la ce? Dacă chiar vrea să cumpere terenul slash casa slash... Ah. Sau poate să spună îl las copiilor, adică generației următoare. Bun, ok. Poate aș implica și generația, adică vorbim de bunică, da? Părinții sau unchi, mătuși, cumva să susțină această idee sau să fie undeva pe acolo când se ia această decizie. Da. Cred dacă ar veni bunica ta într-o listă, spune vreau să fac un fond de investiții imobiliare să modelez rate-ul ce îi răspunde. Deja spune, este da, nivelul 3, adică tu mi-ai zis prima dată nivelul bunica level 1, bunica level 2, aici este la bunica level 3. Jucai Heroes când erai tânăr? Cred că da. Heroes of Might and Magic, alea? Da, da, ăla, exact. Nu? Heroes 3, da? Ai jucat? Cred că știi da. Că erau Necromancer, level 1, level 2, level 3, level 4 și era și bunic acum. Level 1, level 2, level 3 în vieții imobiliare. Sunt curios de level 4 ce-ar face. Ok. Ce carte ai da să citească fiecărui român? Fiecărui român? Mă gândeam la ceva de financiar, dar nu toată lumea trebuie să citească financiar. I-ar trebui ceva, poate tată bogat, tată sărac, așa ca punct start, de început. Da. Însă de la un punct încolo, Kiyosaki nu-l iau ca un model sub toate aspectele. El este bun sau a fost bun pentru că a livrat câteva cărți. Da. Dar așa cumva în domeniul financiar și de analiză și de investiții, una din primele cărți așa mai relevante am citit, eram cred că în facultate, The Buffett Way. Una dintre traduceri, că au fost mai multe ediții care m-au făcut să văd cam cum gândea Warren Buffett și folosea toate acele concepte care, mă rog, se cheamă operating revenues cu toate. Sau profits și chiar și la Warren Buffett, adică inclusiv eu îmi pun obiectivul acesta de a nu idealiza o persoană. În sensul că este bine cum a gândit sau mă pot inspira, poate în România nu se aplică toate lucrurile acelea sau în Europa, dar pot să iau anumite elemente. Pe de altă parte, Warren Buffett a făcut și el greșelile lui și unele sunt cunoscute. Cele mai recente sunt când a cumpărat în pandemie acțiuni la operatorii aerieni și după aia le-a și vândut. Deci undeva el a greșit, nu știu dacă la cumpărare a greșit sau de fapt la vânzare, în fine. Adică să nu idealizăm acea persoană, pentru că am văzut și la mine sau poate și la alte persoane, nu știu, unii îl idealizează pe Elon Musk, unii îl idealizează pe Bill Gates, alții pe Warren Buffett, alții, nu, ei de la el ce crezi că... Ce ți se potrivește. Sau consider că este un progres, are și el părțile nereușite ale unei persoane, că așa se întâmplă. Cam asta. Și undeva a treia, adică dacă e un alt nivel de specializare, să zicem că a trecut de basic, este o carte 100 Beggars, cred că se cheamă, adică despre companii care au crescut într-un anumit interval de 100 de ori valoarea pe bursă, pe bursa americană, că acolo e istoric. Și se spune chiar acolo că durata medie ca să crească de 100 de ori e cam 26 de ani. Adică nu s-a întâlnit... Bine, durata medie. Poți să ai și surpriza să crească... Nu să crești peste noapte, cum? Adică exact. Auzi de oameni care au succes peste noapte. Da, da. Poți să ai mare noroc să fie în 2-3-5 ani, dar media e cam 25-30. Uite, da. Mi-am pus aici să o cumpăr. Mersi de, da. Mersi de recomandare. O să răspund și la întrebarea asta cu o carte pe care am terminat-o de curând. Se numește Bătălia pentru viitorul României și este scrisă de către Mircea John. O pun în context, am venit acum să răspund, nu m-am gândit până acum să răspund și la întrebarea asta, dar îmi dau seama că România are nevoie de un salt de mindset. Avem autostrăzi mai multe ca niciodată și multe altele în construcție. Avem o mulțime de proiecte energetice, industriale, logistice, așa mai departe. Avem orașe care încep să dezvolte frumos, avem o diaspora puternică,
care a dobândit capital atât financiar cât și de relații, de knowledge, expertiză, așa mai departe, și poate veni cu ea aici. Și avem și un context geopolitic în care România, nu neapărat brusc, că se știa de mult, dar acum a dat mai mult ca niciodată, a devenit extrem de importantă. Da. Și cred că trebuie să ne dăm seama că nu mai suntem fraierii de la capătul Europei, ci devenim oamenii puternici de care este nevoie ca Europa să devină și mai puternică. Așa că îi mulțumesc această cale, sperăm viitorului președinte al României, că a scris această carte, care e un salt de mindset pentru români și în care sunt puse concret proiectele de care un guvern, viitorul guvern al României, va trebui să se ocupe. Ți-o cum aș ști dacă ne-ai apucat să o iei deja. E foarte, foarte bună. Am reținut, am notat. Da, și scrisă cum trebuie. Am vorbit despre ce carte ai dat să citească fiecărui român. Ce podcast ai dat să asculte? Depinde de domeniu. Tot cam de prin zona financiară sau investițională aș vedea. Din moment ce și eu ascult podcasturile voastre, The Concept, le-aș recomanda cuiva care vrea să se informeze privind piața imobiliară, fie că ia o decizie sau este în curs de documentare. Iar pe partea, hai să zic, încerc să-mi dau seama pe piață de acțiuni, am destul de multe exemple de prin piața americană. La noi sunt doar câteva persoane, unele și urmăresc comunitatea lui Rareș Mihailă, cred că îl știi, investește la bursă. Unele mai sunt și la liber, adică mai dă și la liber se mai pot vedea, restul ale diverselor bănci sau societăți de brokeraj, podcasturi. Da, probabil că mai sunt, dar nu-mi vin acum în minte. Super. Aș vedea tot partea de investiții, că aici începem să avem de unde să ne luăm niște informații. Acum 15-20 de ani, când lucram eu în societăți de brokeraj, era, dar de unde găsim și noi o poveste a cuiva care a făcut, nu știu, acum deja ai un istoric în care avem și pe piața românească societăți care au evoluat bine, avem și fail-uri, avem și falimente, adică putem învăța și din alea câteva, dar se formează o piață, avem pe ce să gândim mai departe, să spun așa. Care este românul tău preferat? Cred că nici nu am un răspuns la asta, pentru că, așa cum îți și spuneam, adică iau oamenii, cum să zic, și cu bune și cu rele, pentru că în anumite perioade, anumite lucruri poate să meargă foarte bine, să apreciem. Uite, vine un exemplu, nu neapărat că e persoana preferată sau așa, dar mă uit la Simona Halep. A realizat niște victorii și cumva ne-a arătat nouă exact ce spuneai. Dom'le, putem să fim în locul 1 și așa. A făcut o greșeală care, ok, poate nu-i greșeala ei, dar cumva s-a nimerit prin zonă, poate aș avea și eu comentariile mele, părerile mele, că putea să facă nu știu ce înainte, dar asta e strict părerea mea și de aceea nu idealizez o anumită persoană, pentru că dacă o încarc cu acele așteptări de tipul David Popovici a câștigat, rezultă, trebuie să ne ia medalia de aur la Jocurile Olimpice. Nu știu, pentru că nu e atât de simplu, pare că a avut rezultate mai slabe, că e și el un om acolo, cu rezultatele. Și de aceea, de obicei, chiar evit, indiferent de domeniu, că e sport, că îmi place și partea asta de sport, sau politică, economie, societate, nu urc pe cineva pe un piedestal. Cool. Și ultima întrebare, Europa, America de Nord sau Asia? Depinde din ce punct de vedere. Probabil pentru a trăi sau turistic Europa, pentru business sau oportunități America de Nord, chiar Statele Unite sau Canada, iar pentru o altă latură a umanului și a spiritualului, Asia. Deci toate trei. Da. Cristi, mersi foarte mult pentru că a fost atât de noi astăzi. A fost discuție faină despre zona asta care nu neapărat cea mai plăcubilă, așa, zona de investiții financiare și investiții în general. Sunt multe cifre, sunt multe date, sunt multe perspective pe care trebuie să ții cont. Știu că în viața reală pe noi ne interesează alte lucruri, dar cumva a avea investiții, că sunt ele financiare sau, mă rog, piețe de capital, că sunt imobiliare, că sunt numiți-le voi, fac bine.
îți fac creierul să fie mai limpede, să fii mai relaxat, că știi că îți vin niște bani sau să știi că banii tăi nu s-au dus doar pe consum și că ai acolo pentru viitor mai prosper. Sau pentru zile negre, cum zicea bunica. Da, hai să mai gândim doar pentru zile negre, hai să ne gândim și pentru un viitor mai prosper. România merită să fie prosperă, merită să se informeze din date factuale și nu din emoții sau din diverse site-uri care transmite emoții negative sau partide care transmite emoții negative și manipulează și așa mai departe, ci merită să aibă un viitor mai bun bazat pe date veridice. Noi căutăm să le aducem aici. Știu că unor putem să părem biased, că promovăm prea mult ideea de investiții imobiliare. Bă, nu cu asta ne ocupăm, noi le stăpânim. Evident că ne dorim ca ele să funcționeze. Decizie vi-o luați fiecare dintre voi. Dar realitatea este, și Cristi ne-a confirmat asta și cu asta rămân, în România, în momentul față, sunt ieftine. Da. Adică, după orice formula ai căuta să calculezi, sunt ieftine și nu pentru că ne dăm noi să fim mai scumpe, ci pentru că le comparăm cu alte piețe mai dezvoltate ca noi, unde și noi tindem să intrăm. Cristi, îți propun să rămânem în contact și pentru materiale viitoare, când ai lucruri de care crezi că audiența noastră trebuie să știe sau să le comentăm aici împreună, că sunt din zona economică, din zona financiară, că sunt din alte zone. Te așteptăm cu drag, mai ales că acum ai văzut ce am făcut aici, sper că și celor îmi place care ne urmăresc. Da. Le place nouă nostru studio. Mult succes în 2024, multe investiții faine, inclusiv imobiliare și să ne vedem cu bine. La fel, succes și vouă și celor care ne urmăresc. Toate bune! Ciao, Cristi!